interpretarea cântărilor, capitolul 1. Veți găsi acolo un verset care spune așa. Tu, cea pe care inima mea o iubește. Caracterul și apoi dragostea. Știi care este forța, puterea, care va face să mergi înainte și când o să ai 80 de ani? Știi care este forma mea și visul meu cel mai frumos despre căsnicie? Visul meu despre căsnicie este eu și băbuța mea la 80 de ani, din parte să-mi plimbăm să-mi dăie mâna. Asta este. Ăsta este testul dragostei. V-ați înțeles ce vă spun? Dragul meu, dragostea te va face să mergi înainte. Greșelile, în momentul în care este dragoste, vor fi acoperite. Înțelegi ce spune ție? Tu când alegi pe cineva, trebuie să te întrebi în modul dacă are caracter și al doilea rând dacă îl iubești. Să-l iubești. Că dacă nu-l iubești, să știi că nu o să poți să-l ții căsnicia. Să-l iubești. Să-l iubești. Să ții la el. Să-l iubești, să-l aștepți, să-l dorești. Să o dorești și când lipsește și când nu este în preajma ta, să devii un om care să-i simți lipsa. Știi cum poți să vezi tu dacă ai o căsnicie fericită? Când pleci de la biserică, pe unde e? Pe ruta ocolitoare? A? Pe la prietenul tău, pe la prietenii tăi? Sau te duci direct acasă? Dacă te duci direct acasă, înseamnă că testul dragostei e trecut și trebuie un om care trebuie să ții. Abia aștept să ajung acasă. Când mă urc în mașină, am plecat direct acasă. Sau plec pe la piață, plec pe la prieteni, plec numai așa ca să ocolesc să ajung acasă. Ați înțeles? Drumul drept. Doamne ajută-ne. Așa, nu vreau să... Unde suntem? Suntem pe aici. Pe la 6, da? Dragii mei, să ai încredere în faptul că alegerea se face și cu mintea, dar se face mai ales cu mintea. Mă, dragii mei, nu știu de unde vine mijlocul nostru cu acesta. Pentru că într-o oarecare măsură noi ne declarăm un handicap. Ați înțeles ce vă spun? Noi într-o oarecare măsură ne declarăm un handicap. Când eu nu știu, bă, când ai dat să-i cuuri la noi, să nu știu dacă le vezi pe cel de lângă mine, să mă duc și să spun în privința aceasta, două fi de la Domnul, nouă fi de la Domnul, dar tu nu știi ce iubești? Tu nu știi ce iubești? Ați ce vă spun? Voi trebuie să acționați asupra voastră să aveți convingerea că inima este a Domnului și atunci când inima este a lui Dumnezeu, alegerea va fi a lui Dumnezeu. Ați înțeles ce vă spun? Să alegi cu mintea ca un om care cunoaște Biblia și să încerci să vezi dacă e în credință, să-i cunoști caracterul și apoi să te încrezi în simțirea inimii tale dacă inima ta este inima unui om. Dragostea până la urmă este cheia. Tu cea pe care inima mea o iubește. Căsnicie se facă de dragoste. Și iubirea este forța care ne ajută să ne lipim unii de alții.